salut și îți spun bine ai venit la un nou episod al Human Centric, un podcast cu și despre oameni în afaceri. Sunt Bogdan Băbălău Maghiar și sunt gazda ta în acest proiect pe care l-am început din pasiune, din pasiune pentru oameni și pentru subiecte precum networking sau leadership, iar alături de invitații mei super profesioniști din diferite domenii, ne dorim să-ți oferim informații valoroase pe care să le poți utiliza în interacțiunile tale cu ceilalți sau ca să-ți conduci mai eficient oamenii, echipa sau organizația ta. Astăzi am deosebită plăcere să îl am alături de mine pe Marius Ștefan, care este fondatorul Autonom Rent-A-Car, iar actualmente CEO-ul grupului Autonom. Sunt atât de bucuros pentru că din momentul în care am început acest podcast, mi-am dorit ca Marius să fie invitatul meu în acest podcast și iată că astăzi am această deosebită plăcere să îi iau un interviu și să vorbim despre cultură organizațională, despre performanță și cum a reușit să creeze în Autonom Rent-A-Car această cultură extraordinară care a ajutat să câștige de 5 ori la rând titlul de cel mai bun angajator din România. Așa că te încurajez să fii pe fază și să rămâi cu mine până la final, pentru că va fi o discuție foarte interesantă. Așa că hai să mergem la discuția mea cu Marius. Bună ziua, Marius, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația să vii astăzi alături de mine. Cum ești? Foarte bine, acasă, unde mi-am petrecut o parte importantă din zile de lucru în ultimele 10 luni. Excelent. Trebuie să-ți fac o mărturisire. Din momentul în care am început podcastul, erai primul pe listă în topul invitațiilor, așa că uite, în sezonul 3 am reușit să te am alături de mine în podcast și pentru asta îți mulțumesc încă o dată. E o plăcere. Așa cum îți spuneam înainte să filmăm, urmăresc activitatea ta și a lui Dan și ceea ce faceți cu Autonom, mi se pare extraordinar și asta e ideea, să surprindem puțin din farmecul vostru de acolo. Pentru început, ne zici puțin care e povestea ta și parcursul tău profesional? Da, povestea mea cred că e destul de tipică pentru un băiat ambițios. Adică așa, din România, sunt din Piatra Neamț. Când am făcut 18 ani, am fugit repede la facultate, am făcut ASEU, Relații Economice Internaționale. De aici lucrurile încep să devină un pic mai interesante. Deci am început să lucrez imediat din anul 1 de facultate și mai mult atât, experiența, să zic așa, formativă pentru mine a fost că am intrat în AESEC, în sindicatul ăsta studenților pentru economie și management, și la vremea respectivă, vorbim de anul 95-96, am fost expus la ceva total nou, adică la traininguri, la cărți, autori străini și la facultate am făcut, la REI aveam profesori străini care predau în engleză, era ceva tot o altă lume față de ce eram obișnuit eu în Piatra Neamț. Și m-a schimbat mult. Asta așa a fost unul din momentele importante din evoluția mea în timpul facultății. Am făcut și în paralel câțiva ani de la a doua facultate, în urma unui pariu cu un prieten. Am făcut și finanțe bănci, cred că 3 ani, acolo, că vreau să vedem care facultate e mai bună. Asta e o rivalitate între finanțe bănci și între REI. Și am zis că e o singură modalitate de a afla care e mai bună. Și am făcut și acolo cursuri. Nu prea mi-a plăcut. La finanță bănci la vremea respectivă. Așa, și eu am lucrat 4 ani la ProTV. A fost în timpul facultății și un pic după. După am schimbat, am vrut să văd și cum e pe partea clientului. Așa, am fost junior manager, pe brand manager, pe marketing manager la un grup de companii. Am făcut și un master la SNSPA și după am emigrat. Am plecat în Statele Unite în 2002 și acolo m-am dus să fac un MBA. Tot așa, auzisem de la un prieten care făcuse treaba asta înainte. Eu urmăream firme americane, serialul Dallas și așa mai departe. Aveam așa o impresie foarte romanțată despre business-ul american și vreau neapărat să văd cum se face business acolo. Și când am plecat, credeam că am plecat de tot în Statele Unite. Ce nu am luat în calcul faptul că cu un pic de timp înainte să plec am cunoscut o fată
care acum mi-e soție, avem și o fetiță de 5 ani împreună și am reușit cumva să ținem relația la distanță. Mi-era și dor de părinți și deși în America trăiam the American dream, cum ziceau cei de acolo, acolo am avut așa mai multe, nu știu, realizări, mai multe conștientizări. Uite, mulțumesc frumos. Eu, așa să fac o mărturisire, am ajuns, pentru că citesc aproape exclusiv în engleză, de multe ori mă surprind, gândesc în engleză. Și de asta câteodată mai dau în bară cu cuvintele în română, încerc cât mai mult, adică nu sunt mândru de treaba asta. Să spun de ce, câteodată ai spus că mi-a făcut o pauză așa, Iurea. Bun, revenind acolo în America, mi-am dat seama ce vreau să fac în viață mai departe, după o carieră, să zic așa, corporatistă. Mi-am dat seama că vreau să fiu antreprenor. Da? Părinții mei sunt antreprenori, au pornit imediat după Revoluție. Mama avea un anticariat și pe care l-a luat în locație de gestiune, cum era atunci. Tatăl meu lucra la spital, pe zona administrativă, și după Revoluție s-a apucat de taximetrie și apoi imediat a făcut o vulcanizare. Da? Și vulcanizarea s-a transformat într-un magazin de piese auto și după 7 ani a deschis al doilea magazin de piese auto și acum avem o rețea de magazin de piese auto în Piatra Neamț. Așa, și atunci aveam așa un pic de idee despre antreprenoriat la un nivel foarte, foarte mic. Ei, când am văzut în Statele Unite cum se pune problema, am și lucrat acolo, deci am văzut și partea de să fie angajat acolo, am văzut și partea de antreprenoriat. Am interacționat cu oameni din, cred că eram peste 60 de nații la un program. Am zis, ok, știu ce vreau să fac mai departe, vreau să fiu antreprenor, să încerc măcar. Și mi-am dat seama, locul pentru mine cel mai potrivit ca să fac asta era în România. Da, și dacă mai ții minte, nu știu ce vârstă aveai tu, în 2004-2005, s-au întâmplat niște lucruri foarte interesante în perioada aia. Fusesem admiși în UE, puteam să călătorim, cred că de pe 1 ianuarie 2004, am putut să călătorim fără vize și guess what, ce s-a întâmplat? Au plecat, se pare că sunt aproape 5 milioane de români acum care lucrează în afara, care trăiesc în afara României. Și în paralel au venit foarte multe investiții străine. Da, și atunci acum dacă le pui pe asta la un loc, a început să se dezvolte destul de tare economia României. Ei, și atunci am ajuns și a fost un context și by the way, când vorbim de succes, contează foarte mult timingul și contextul. Da, am numerit și timingul destul de bun și contextul potrivit când am venit. Și venind cu un pic alte gânduri din Statele Unite, un alt mod de a pune problema, un pic de capital de acolo și cu mult entuziasm, am încercat tot felul de lucruri. Deci am scris peste 100 de business planuri, că așa am învățat la școală, orice idee, orice, oricând eram de fapt tratat prost sau când eram frustrat de ceva în business, scriam un mic business plan, cum aș putea să fac eu businessul celui din fața mea. Și câteva lucruri au mers, câteva au mers binișor și unul au mers foarte bine. Și majoritatea nu le-am pornit sau le-am pornit și le-am închis imediat, adică din cele 100. Ei, și nu o să intru în povestea autonom, deci e foarte interesantă pentru că nu cred că avem timp suficient, dar la început a fost o joacă, deci pur și simplu, adică a fost una din inițiativele în care nu credeam deloc, dar am făcut-o pentru că mă bătea la cap tatăl meu, adică îl văzuse asta când m-a vizitat în Statele Unite și a zis, o firmă de închiriere auto în Piatra Neamț ar rupe. Gândul meu zic, în Piatra Neamț închiriere mașini, cine mai auzit așa ceva. Anyway, și am pornit-o numai ca să-l țin pe tata happy și surpriza mea foarte mare a fost că era o grămadă, o cerere foarte mare de închiriere mașini în Piatra Neamț. Și tot mai trimiteam mașini, tot mai trimiteam, mai finanțam, le trimiteam și tot timpul erau închiriate. Și n-am mai rezistat. M-am dus în Piatra Neamț să văd cine închiriază mașini. Și când am descoperit, de fapt, cine închiria mașini, de fapt, atunci a pornit autonom. Da? Mi-am dat seama că toți românii de care am vorbit, care au emigrat în străinătate, când veneau în România, aveau nevoie de mobilitate și aveau nevoie de un serviciu pe care îl văzuseră și îl experimentaseră acolo și pe care nu îl găseau în zona de unde au plecat. Și era un lucru interesant de care mi-am dat seama atunci, e că ei, când e valul ăsta de migrație, ei nu pleacă din zonele care sunt relativ ok, adică din, nu știu, orașe sau din capitală, ci pleacă din zonele cele mai sărace. Moldova, Piatra Neamț, unde eram eu, da, de acolo au plecat foarte mulți. Și atunci, acolo, în zone, era un paradox. În zonele cele mai sărace, era cea mai mare, în momentul ăla era cea mai mare cerere de închiriere mașini în România și nimeni nu știa.
Da? Și mi-am dat seama total întâmplător de chestia asta. Și atunci, fiind, știi cum se mai spune, că succesul e când oportunitatea se întâlnește cu pregătirea. Ei, eu pregătirea o aveam din state, da? Și tot ce făcusem până atunci în business, citisem, studiasem, vorbisem, interacționasem cu antreprenori și așa mai departe, adică căutam oportunități. Deci eram activ, mă uitam după și când a venit acea oportunitate, s-a întâmplat exact ce ne-au învățat pe noi la școala de business din state, la University of Maryland, când am avut un curs pe antreprenoriat. Și ce ne-a zis domnul de acolo, zice, antreprenori de succes încearcă multe, multe, multe proiecte, da? Și iar, contrar gândirii comune, încearcă multe în paralel. Ei, dacă îmi găsesc acel proiect care este validat și, atenție, profitabil de piață și, cel mai important, care poate fi scalat, atunci lasă sau parchează sau văd de ceva, trec pasiv pe celelalte proiecte și își concentrează toate resursele în proiectul ăsta ca să scaleze profitabil. Deci asta am făcut. Asta când e modelul pe care îl folosești și tu, să găsești acel proiect care poate să fie scalat și care e validat profitabil de piață. Deci exact. Cumva așa evaluezi tu proiectele pe care le faci. Aproape toate proiectele în care suntem implicați, okay, aș spune că toate au pornit ca un proiect pilot. Da? Și iar o chestie interesantă, majoritatea nu au fost primite de piață așa cum le-am gândit noi. De fapt, piața deține adevărul. Da? Ei îți spune, adică tu poți să ai în capul tău, mamă, uite, ar merge produsul ăsta, serviciul ăsta ar rupe sau uite, ar fi așa. Ei, doar după ce te apuci și vezi dacă îți dă cineva bani și câți bani îți dă pe serviciile respective și cât de și cât energie, ce resurse pui acolo, doar atunci îți dai seama dacă e ceva potrivit pentru tine sau pentru echipa ta sau pentru organizația ta. Ei, și asta am făcut. Și povestea, am scalat autonom, întâi la nivel regional, apoi la nivel național. În paralel am reușit să fac cea mai tare chestie ever. Adică l-am convins și pe fratele meu să întorc în țară. El emigrase cu mult înaintea mea, plecase în Franța și terminase studiile acolo. A făcut și un master la Sorbona și a lucrat 5 ani consultant pe proiecte foarte mari internaționale, pe partea asta de optimizare de costuri. Okay. Firma unde lucra el trimitea echipe doar pe proiecte 1 billion plus de euro, era o firmă de inginerie și finanțiști. Ei, și a fost minunat că și el, după atâți ani, pe Franța, tocmai se căsătorise și el, se gândea așa, dacă Parisul sau Franța e locul potrivit pentru el. Și când i-am zis, uite, am pornit chestia asta care are șanse să se transforme în ceva foarte interesant, uite, nu vrei să o creștem împreună? Și a zis, da. Ei, și din momentul ăla suntem împreună în business și avem personalități așa foarte complementare. Asta era întrebarea care mi-a apărut în minte. Cum gestionați partea asta? Pentru că sunt puține exemple de succes în partea asta de asocieri, mai ales când vine vorba de familie. Cum gestionați voi doi? Sunt aceleași principii în părerea mea. Odată trebuie să există un pic de chimie inițială și asta la noi s-a dovedit de când eram mici, că nu prea ne-am... Nu mă aduc aminte, sunt bătut, sunt certat și mai departe, ce e rar pentru doi băieți într-o familie. Deci asta a fost acolo, dar după aia, pe măsură ce relația devine din ce mai complexă, cred că se aplică cam aceeași principii ca într-o căsătorie. Na, trebuie un pic de compromis, un pic de înțelegere, să știi când să faci o pauză, când să asculți, să vorbești mai puțin și așa mai departe și it works. Și cumva personalitățile noastre s-au potrivit și încă se potrivesc foarte bine. Și în prezent toate deciziile importante le luăm noi doi, plus, și aici e iar o chestie interesantă și s-ar putea să fie de folos celor care ne ascultă, am învățat acum ceva timp să luăm decizii în numere impare. Da? Și de ce? Noi am mai... Avem un coleg, Dan, se numește și el, e Pietra Neamț, Dan Iacob, și deciziile luăm în trei. Toate deciziile importante pentru firmă. De ce? Pentru că dacă e un număr par, s-ar putea destul de des să se întâmple să fie un blocaj. Ei, și ce am învățat, că o decizie proastă, de cele mai multe ori, e mult mai bună decât nicio decizie. Da? Deși câteodată nicio decizie e o decizie în sine, dar trebuie să fie decizia asumată că nu e momentul să facem ceva acum. Dar it works, da? Deci, și iar recomand tuturor, și la fel și când formați o companie, de obicei, deși aici am făcut, să zic, ceea ce nu recomand altora, adică să nu te asociezi cu rude și să nu fiți doar doi sau patru. Suntem doi în toate companiile în care suntem implicați, doar eu și cu Dan. Suntem frați. Dar cum fac? Din nou, nu e ceva ce recomandă în mod normal. Adică așa, pentru toată lumea, numere impare și
cât posibil nu rude. Urmez un curs acum la Harvard și chiar aseară am avut o sesiune pe Family Businesses. Și profesoara de acolo, care studiază de mulți ani treaba asta, a scris un articol și a zis că, uite, recomandarea ei este să nu ai, în engleză spune, no in-laws policy in family business. Ce înseamnă asta? Nu rude prin alianță. Mm-hmm. Na? Adică dacă tu ești într-un business de familie și cumva ai o family constitution sau niște reguli stabilite împreună, că okay, e ok ca urmașii să vină în firmă, în schimb nu e ok ca soții sau soțiile lor să vină în firmă. E prima dată când aud de chestia asta și asta și m-am gândit. Zic, ok, dar are sens treaba asta, când am citit articolul, ne-am pregătit, am avut discuții în grupuri pe tema asta și mi-am dat seama că are sens. Pentru că tu ca rudă a cineva, adică tu ca vii ca un... În business, într-un business pornit de socrul tău sau de soacra ta, nu e un job normal pentru tine. Și exact. Ok, dacă lucrurile nu funcționează, cum ieși în acolo? Că, na, tu pleci din business, dar nu ești în continuare acasă cu soția care și ai un business sau soțul. E foarte complicat. Și cumva a sumarizat unul din participanți foarte, foarte bine, e pur și simplu risk versus reward nu se merită. Adică sunt șansele așa de mari încât să nu meargă lucrurile, încât n-are rost. Adică și mai bine pentru sănătatea business-ului și pe termen lung, pentru tot timpul în family business, orizontul de timp e foarte lung, mai bine stabilești un no in-laws policy. I-am povestit lui frate meu azi dimineață, se distra copios de insight-ul meu de la curs. Super. Marius, vreau să mergem puțin în zona de viziune și valori, pentru că acolo voi mi se pare că ați făcut o treabă foarte bună și spun asta pentru că cred că sunteți una din puținele companii care ați inclus în viziunea voastră ceva ce nu ține neapărat de voi. Adică, ok, voi o veți pune în practică, dar e ceva mult, mult, mult mai mare decât voi. Hai, spune-ne puțin, că sunt ferm convins că tot să povestești mai bine decât aș putea să o surprind eu. Da, aș începe un pic cu valorile, nu cu viziunea, pentru că adică, e un pic cronologic și pot să spun și ceva personal. Studiind în state, că am avut cursuri de HR și cursuri de leadership. Și nu ne-am zis acolo, măi, de când porniți o companie, unul din primele lucruri pe care trebuie să le faceți, stabiliți care sunt valorile companiei și să le comunicați tot timpul când vorbiți cu angajații, când dați feedback, să dați pe bază de valori. Mie mi s-a părut un such an American bullshit. Eram acolo, zic, asta e doar vrăjeală. Și n-am rezonat cu chestia asta, dar în schimb ce am văzut că funcționează. Da? Așa? Ok, asta e. Și m-am apucat de treaba mea cu business-urile. Ei, și mi-am dat seama într-o conversație pe care am avut-o toți trei, eu și cu Dan și cu Dan Iacob, la un moment dat, de observații așa foarte ciudată, mi-am dat seama că directorii noștri, cei pe care îi angajasem în firmă, care conduceau agențiile la vremea respectivă, seamănă foarte mult între ei. Nu fizic, dar la modul cum pun problema, cum vorbesc, cum reacționează la probleme. Și mi-am întrebat de ce? De ce seamănă? Și am ajuns la niște câteva răspunsuri care mi s-au părut foarte interesante și care cumva ne-au determinat pasul următor și care a fost pasul. Deci ne-am dat seama că pe toți îi recrutaserăm noi, adică trecuserăm interviuri cu noi, toți fuseseră formați direct de noi, din parte de training, de așa, și eram în contact direct, cred că în fiecare zi vorbeam la telefon cu fiecare dintre ei. Da? Și atunci ne-am seama cum e. Înseamnă că cumva ei s-au adaptat la ce înseamnă autonom. Da? Și atunci ne-am dat seama, ok, de ce înseamnă autonom? Și atunci, care sunt lucrurile importante pentru noi? Și atunci să le scriem. Da? Care sunt lucrurile care contează pentru noi? Și acolo le-am topit rocin, au ieșit valorile. Autonom, deci n-am apelat la un consultant să facem un workshop în care să iasă. Astea pur și simplu au venit când am simțit noi nevoia că e nevoie să iasă. A fost, cred că, în 2010. Cred că am scris valorile autonom, da? Și au venit lucruri care sunt foarte, nu știu, care sunt din ADN-ul nostru. Da? Faptul că facem business onest, suntem persoane integre, și am zis că e lucru fundamental. Da? După aceea am vorbit despre clienți și am zis că facem tot ceea ce este necesar pentru clienți și asta e ceva valabil în fiecare zi. Dacă dintre cei care ascultă sunt clienți autonom, probabil că au fiecare povești când au avut de ceva nevoie sau vreo urgență și cum au fost tratați de colegii noștri. După aia am vorbit de cum lucrăm între noi, că contează foarte mult echipa și am pus câteva lucruri care sunt un pic altfel
faptul că pentru noi contează bunul simț, respectul și zâmbetul, da? Pentru că dacă tot petrecem atât timp unul lângă altul, de ce să nu avem, nu știu, atmosferă faină, pozitivă la birou? După aceea, ca model de business, asta a fost absolut crucial în crizele prin care am trecut și destul de relevant și pentru perioada în care trecem acum. Am zis că suntem adaptabili și flexibili, da? Și tot timpul căutăm să facem lucrurile simple. Și pentru mine, valoarea care rezonă cel mai mult și cel mai scurtă și ușor de ținut minte, faptul că evoluăm în fiecare zi. Da? Procesul de învățare pentru mine e un lucru în care nu faci un, nu știu, un sprint din când în când, ci faci un maraton. Deci în fiecare zi căutăm să devină un pic mai bun. Și tagline-ul autonom. Da. Asta recent, când am trecut într-un proces de rebranding, chiar dacă consultantul a fost vehement împotriva asta, am zis nu, asta e prea important pentru noi, cu asta mergem mai departe. Dar și după aia, după la ceva ani, am stat și am început să ne punem problema, ok, bun, știm care sunt valori, deci știm, o să zic așa, ce e important pentru noi. În primul rând am zis, ok, de ce suntem aici? Și așa a apărut misiunea, da? Și ne-am definit, am stat și ne-am gândit, ok, care e lucrul absolut fundamental despre noi. Și ne zic, ok, suntem o companie de familie, da? Și că perspectiva noastră de ce înseamnă dezvoltarea business-ului este pe termen lung. Da? Și atunci zic, ok, bun, atunci cum definim succesul? Și am stat și ne-am gândit, măi, fundamental pentru noi, și asta cred că e valabil aproape pentru orice business din România, dar am considerat că e foarte important să-l scriem. Am zis că succesul e dat de mulțumirea clienților, dar cel puțin la fel de important, dacă e vorba între noi, este mai important, este evoluția colegilor. Atenție, nu mulțumire. Evoluția colegilor. E o foarte mare diferență. Da? Deci noi, de asta suntem aici. Deci de asta suntem aici. Asta e misiunea companiei. Vrem ca cu toții, deci și eu și fiecare coleg care poate a început ieri prima lui zi în autonom, vreau să ne asigurăm că câtă vreme sunt în echipele autonom, continuă să crească, continuă să dezvolte. Da? Și atunci, și ce am zis interesant, că obiectivele care sunt, ne găsește în mare majoritatea, nu știu, obiectivelor declarative ale companiei, creșterea afacerii, profitabilitatea, stabilitatea financiară, toate astea sunt doar niște consecințe a acestui mod de a pune problema, da? în business. Și aici o să mai povestesc, poate în timpul interviului, de politica noastră de vânzări și de compensare echipei de vânzări. Ajungem și acolo. Nu, acolo din nou tot, sparge tiparele. Da, adică avem un pic alt mod de a pune problema și care cred că în anumite culturi internaționale e mult mai potrivit, de rezultate mult mai repede. Și atunci ajung la viziune. Atunci, la viziune ne-am gândit, cumva, fiind inspirați în toate eforturile pe care le facem pe zona socială. Noi avem o fundație, suntem niște fundații autonome, de 8 ani de zile facem proiecte în zona educației. Și chiar recent, acum, am avut intern un motiv de sărbătoare, am făcut al 500-lea proiect în fundația autonome. Ei, și pornind de acolo, ne-am dat seama că unul din lucrurile care contează extraordinar de mult pentru echipă, ca echipa să fie unită și să aibă acest grad de implicare pe care îl monitorizăm intern, pe care ne dorim de la fiecare echipă autonom, este ca să aibă echipa respectivă să aibă un scop la care să fie mai presus de interesul echipei sau a companiei și mai presus de interesul fiecăruia dintre noi. Deci am zis, ok, bun, dacă asta funcționează la nivel de echipă, la nivel de companie, cum ar suna asta? Atunci am zis așa, că viziunea autonom este să fie un model de afaceri autentic. Da? În România. Noi ne-am gândit geografic, pentru că ne pasă destul de mult despre comunitățile în care suntem implicați și despre țara în care trăim. Revenind la viziune, am spus că vrem ca viziunea să fie mai presus de interesul fiecărui coleg al nostru și mai presus de interesele firești ale companiei. Că vrem să fim un model de afaceri autentic. Și ne-am pus să definim, ok, bun, asta e viziunea noastră, dar care sunt lucrurile care o să ne aducă spre viziune? Și atunci am vorbit despre sistemul de management, am zis că e bazat pe valori și pe autonomie. Asta e un cuvânt care, na, e la intrarea fiecare prăvălie, fiecare agenție de-a noastră, fiecare sediu, dar e un lucru în care credem foarte mult. Da? Și modul cum definim autonomia aici e foarte important. Spune că e bazat pe libertate. Autonomie compusă din sunt două componente. Libertate și responsabilitate. Și la responsabilitate ne definim în special, ne referim la sisteme, la sistem, la modul cum lucrăm. Și apoi, iar am zis, ok, ce e de fapt autonom? Am zis că e o organizație care învață și încurajăm dezvoltarea personală și a membrilor și susținem transformarea continuă a companiei. Avem un sistem de inovație intern în care în fiecare lună întrebăm pe toți colegii noștri, da, ce ar schimba la locul de muncă.
un lucru, și căutăm chestii minore, nu căutăm lucruri revoluționare, să schimbăm, nu știu, domeniul de activitate sau să intrăm în nu știu ce alte piețe. Nu, un lucru simple care încerci schimba la tineri, la ce se întâmplă, la ceva ce nu funcționează. Ei, și în felul ăsta primim peste 1500 de sugestii în fiecare an și implementăm câteva sute. Da? Și atunci, de asta zic, compania se transformă tot timpul, e o organizație vie și câtă vreme nu e asta o preocupare pentru CEO, ce se întâmplă cu un organism care nu mai evoluează? Da? O ia în direcția cealaltă. Da, și lucrul ultimul trecut în viziune, dar extrem de important, nu e faptul că avem un impact pozitiv în societate. Da? Și aici cumva văd foarte important rolul meu, rolul Dan, să povestim de lucruri pe care am văzut că funcționează la noi, să ne asigurăm că suntem pe calea potrivită, să fim disponibili pentru orice coleg în care are ceva să ne spună sau să ne atragă atenția. Da, și să ne asigurăm că direcția e potrivită și că toți colegii noștri sunt aliniați. Da, pentru că tot ce am povestit până acum, am vorbit de valori, am vorbit de misiune și de viziune, nu valorează nimic dacă nu vorbești des despre asta cu colegii din echipă. Și atenție, toate lucrurile de care am vorbit sunt valabile și pentru echipă din 2 oameni, valabile și pentru echipă de 2000 sau de 10.000 de oameni. Adică sunt lucruri care țin de psihologie și, by the way, bănuiesc că o să vorbim și de cărți mai încolo, cam în majoritatea cărților de business, conceptele care vin liderii, spun, uite, am găsit asta, funcționează, uite ce succes am avut, vasta majoritatea conceptelor sunt concepte din psihologie și care au fost cercetate, documentate de cel puțin 50 de ani. Sunt curios care a fost impactul în momentul în care ați stabilit viziunea și valorile în rândul oamenilor din companie, că pe vremea respectivă erați deja un grup semnificativ și sunt curios dacă cumva ai văzut un impact, pentru că, hai să o zicem pe aia dreaptă, sunt mulți sceptici care se uită, exact cum ai zis și tu la început, e o chestiune flower power asta cu viziunea, sau o pun și o afișează doar pe perete. Dar sunt foarte curios și știu că la voi lucrurile sunt transpuse în viața de zi cu zi a angajaților și sunt curios care a fost impactul în rândul oamenilor. La început s-a întâmplat exact ce zici tu, adică n-a fost niciun impact. A fost o chestie frumoasă, la o întâlnire anuală, am anunțat-o, am dezbătut-o, am povestit-o, așa, dar n-ai cum. N-are cum să întâmple ceva pe termen scurt. Dacă astea sunt așteptările unui antreprenor, zic, ok, gata, mi-am scris viziunea, astea-s valorile, următorul quarter avem profitul a crescut cu 20%. Nu, nu se întâmplă. Sau să crească, nu știu, grad de satisfacția colegilor. Durează ani de zile și știi cum zice în engleză? Never give up, adică să nu renunți ca CEO și ca orice proces de schimbare. Da? Există o rezistență internă, la orice, în orice direcție introduce, oricât de mult ai crede că e benefic organizației și membrilor ei, va exista rezistență la schimbare. Și atunci îți trebuie aliați. Îți trebuie oameni cu care să discuți înainte, care poate să pui mai multă presiune față de cum îi tratezi pe ceilalți și ca ei la rândul lor să devină factorii schimbării. Da? Și atunci cam asta am făcut. În început am discutat foarte mult și am pus extrem de mult de accent în procesul nostru de evaluare și discuțiile, în ședințele lunare și în discuțiile one-to-one și în orice feedback și în special când apăreau probleme. Tot timpul foloseam valorile în discuție și după aia rugam și pe ei când să facă același lucru cu colegii din echipă. Și în câțiva ani de zile pot să zic că cu adevărat valorile au ajuns să fie discutate sau conștientizate de colegi. Dar foarte important e că ele trebuie și trăite. Adică tu când definești niște valori, dacă tu pui numai niște lucruri care le-ai citit pe net că ar fi bune pentru compania ta sau pentru domeniul tău de activitate, nu o să lucreze, nu o să funcționeze. Adică viziunea trebuie să vină din ceva ce se întâmplă deja în compania și valorile, modul cum se întâmplă lucrurile respective. Da? Aici intervine autoritatea morală a liderului, știi, partea în care el trăiește ceea ce spune. Și asta se câștigă exact cum spuneai tu, trăind valorile și mergând înspre viziune, dar o poți pierde în momentul în care tu spui ceva și nu se întâmplă. Că tot vorbeam de angajați, aș vrea să ajungem și acolo, dar mai am o întrebare. Crezi că este un ceva care face special autonom? Pentru că ați câștigat de 5 ori la rând
cel mai bun angajator din România și pe mine mă fascinează asta pentru că vorbim de o companie și acum cu tot respectul pentru ceea ce faceți, e o companie de rentă car, adică te aștepți ca acolo să nu poți să faci ce face o companie dintr-o industrie cum ar fi IT-ul sau niște centre de BPO unde vorbim de altceva, știi, vorbim despre o companie de rentă car unde te aștepți ca lucrurile să nu fie ceva wow. În schimb, voi faceți constant anumite lucruri și uite că piața și oamenii văd asta și cumva apreciază asta la voi. Există acel, știu că sună ciudat, un ingredient special, dar crezi că este ceva care vă face diferiți? Da, când am intrat în industria asta, stai seama că am studiat foarte mult cum se face lucrul ăsta în afara României și când am văzut că să fie agent la închiriere de închiriere mașini într-un birou cam aproape pe oriunde în lume, în țările mai dezvoltate, e același job ca și echivalat și ca salariu, dar și ca, să zic așa, prestigiu sau importanță, la fel ca un casier la Carrefour, da, sau la un supermarket. Deci, adică minimul pe economie, tot automatizat, ai acolo o coadă de oameni tot timpul în față care vreau să vor să închirieze mașini de la compania ta, tu trebuie să iei actele, te uiți la ele, vezi că ăla e persoana, apeși pe trei butoane, clic, asta e cheia următoare. Și tot așa și tot așa și nu se termină niciodată. Adică un job foarte boring, foarte repetitiv și în care toată lumea face doar ca să, ok, să pot plăti chiria, masa și cu speranța că o să găsesc ceva mai bun în viitor. Da? Și am zis, ok, nu vreau să fiu implicat într-un business de genul ăsta și nu doresc să construiesc un business care cea mai mare parte a oamenilor care lucrează în business-ul ăsta să facă asta. Da? Și atunci cumva a fost și contextul de care vorbim, faptul că din activitatea de rent e o activitate profitabilă și în care am putut plăti salarii un pic mai mari față de minimul pe economie, adică un pic semnificativ mai mari, și atunci am putut să angajăm oameni cu studii superioare. Așa, asta a fost o condiție de la început. Da? Și asta e un lucru extrem de important, da? Pentru ce am reușit să construim mai departe. Și e o chestie de, pur și simplu, să ai oameni cu care poți să vorbești. Da? Adică cu care, ok, oricare ar fi facultatea aia, da? Dar măcar au trecut prin un proces și au pus problema și au dorit să facă ceva mai departe. Atunci, măcar baza, da? De unde pornim și de acolo de fapt pornim procesul de învățare, e comună pentru fiecare dintre noi. Da? Pentru cineva care poate n-a terminat nici liceul și eu vreau să-i dau nu știu ce cărți, povestesc ceva concepte, e mult mai greu. Da? Și atunci am zis, ok, dacă, și sper să putem să facem asta cât mai mulți ani de acum înainte, deși conversația asta revine în autonom din ce în ce mai des, sau ce putem revenea până acum un an, încă, ok, hai să mai scădem cerința asta la angajare, hai să angajăm și oameni fără studii superioare, că din ce mai greu să găsim pentru poziții de entry-level colegi cu studii superioare, am fost destul de ferm și reușim în continuare să angajăm oameni cu studii superioare sau studenți la terminal care intenționează să-și termine studiile pentru orice poziție din autonom. Deci asta ar fi un ingredient. Și restul, sunt foarte, foarte multe lucruri, și aș spune zeci sau chiar sute mici pe care le facem. Da? Și tot ce discutăm acum, ce am menționat, sunt foarte lucruri mici care se adună și creează această cultură organizațională. Și chiar nu contează de ce ne ocupăm. Deci că facem închiriere mașini, așa am pornit, dar noi nu mai suntem de mult o firmă de închiriere mașini, dar pentru că am vorbit așa de mult de ce facem, așa, în continuare percepția din afară că suntem o firmă de rent. Noi acum ne transformăm ușor într-o companie financiară, adică activitatea peste 70% din business-ul nostru acum este leasing operațional, care în esență noi luăm foarte mulți bani de la partea noștri financiari, cumpărăm active, adică mașini, în cea mai mare parte, și apoi le închiriem mai departe, dar pe termen lung, e o formă de creditare. Exact. A unui client. Acest altfel de procese, cu altfel de sisteme și altfel de abordări pe termen lung. Dar având în vedere că esența noastră venind din servicii, din rent, am reușit să construim un produs care e extrem de apreciat de clienții noștri, care e bazat pe servicii, nu pe componenta de, nu știu, diferențial de dobândă pe care găsește în mod normal la un produs financiar. Da? Și it works. Și atunci asta vorbesc des cu colegii mei. Chiar nu contează cu ce ne ocupăm. Noi în ultimii ani tot am cumpărat alte companii, așa am început să facem tot felul de lucruri. În majoritatea sunt industrii conexe, industrii auto, dar chiar nu contează ce facem. Câte vreme modul de a pune problema e comun, da? Și lucrăm conform valorilor noastre, chiar nu contează. Și de asta eu sunt foarte relaxat și liniștit de viitor, pentru că dacă citești ce a postat Tesla
acum 2 ani de zile, când și-au prezentat planul pe 10 ani, al doilea plan de 10 ani, îi spun foarte clar, ei vor să distrugă industria de închiriere în mașini global. Adică, și cum, fiindcă o să apară mașini cu adevărat autonome, de ce mai ai nevoie să vină un băiat sau o fată să dea ok de la o mașină și să-l plătești pe el când vor fi tot timpul mașini deținute de nu contează cine și cu one click zic da, mașina asta acum e disponibilă spre închiriere și atunci altcineva cu one click îți dă comandă să vină o mașină în fața casei lui. Aș totul gestionat pentru un sistem IT undeva în cloud, nu-l vezi și tu doar știi că apeși un buton și vine mașina. Adică, și sunt foarte ok cu asta. Da? Să fim într-o industrie care pe termen mediu va fi, deci, în engleză, disruptive. Da? Deci va fi ori redusă, ori schimbată fundamental. De ce? Pentru că în momentul când se va întâmpla asta, noi vom face cu totul altceva. Da? Pentru că suntem în procesul de schimbare tot timpul și faptul că vorbim de asta și că ne preocupă lucrurile, noi continuăm să creștem. Da? În fiecare an ne dezvoltăm, facem alte lucruri și alte lucruri și mai bine. Adică vă trăiți sloganul, evoluăm în fiecare zi. Exact. Păi gândește un pic, și eu și Dan, noi de mult putem să ne retragem, adică să nu mai, să mai facem mare cu stăm, cum zice în engleză, financially secure. Dar ne place ce facem, vedem că avem un impact în jur și asta cumva ne și asigură faptul că mai departe, orice proiect nou pe care îl facem, e un proiect în care putem să învățăm și noi și oamenii care intră în proiect. Și iar ne mai duce într-o zonă interesantă faptul că ne putem alege clienții. Da? Adică dacă te uiți pe lista clienților noștri, mă, companii faine, antreprenoriale. Și avem vreo 1600 de clienți acum, doar pe partea de leasing operațional. Ei, și asta nu-i des să se întâmple să poți să alegi clienți, pentru că na, obiectivele de obicei destul de dure, partea de sales și lumea motivată, vinde și mai vedem unde după aia. Că ziceai de implicarea ta și a lui Dan, ce faceți voi sau care e implicarea voastră acum în business, în grup, pentru că exact cum ai spus, sunteți în un grup. Eu am pornit un proces acum vreo 6-7 ani de zile, am vorbit cu Dan și am spus, uite, vreau ușor să ies din zona operațională. Da? Și am reușit. Am ani buni în care, nu știu, nu mai dau ochiul pe nu știu, prețuri, pe asigurări și alte minuni. Și avem oameni care sunt mai pricepuți decât mine, care se ocupă de asta. Și în felul ăsta au autonomie, au și încredere mai mare în ce fac, învață mai ușor. Așa mai departe. Și rolul meu, rolul s-a transformat destul de radical. Și cumva așa ca într-o propoziție ce recomandă oricărui antreprenor sau CEO să gândească dacă ce face el tipic într-o zi mai poate să mai facă altcineva sau nu din business. Și dacă răspunsul e că da, atunci ar trebui să-și reducă activitatea respectivă. Da? Pentru că un CEO trebuie să facă doar ce nu poate să facă nimeni altcineva. Și la ce mă refer? Da? Un CEO trebuie să aibă grijă de partea de resurse umane, de HR. Da, el, CEO, de fapt, este directorul de HR, chiar dacă există un director de HR în companie. Da, el e cel care trebuie să recruteze persoane importante, trebuie să aibă grijă de persoanele care cresc în companie, că sunt pe direcția potrivită, să ia deciziile grele când e nevoie de o schimbare de o unei persoane de pe poziție pe alta, sau să plece din companie, sau să creat o poziție nouă. De partea de HR e absolut fundamental pentru rolul unui CEO și după mai încă o parte, vorbesc doar de lucruri legate de companie, partea financiară, de răspunderea pe partea financiară. E ceva ce nu poți să delegi. Ok, da, e important să ai un CFO foarte bun în companie, dar responsabilitatea pentru ce se întâmplă în departamentul financiar e tot timpul la CEO. Da? Pentru că dacă, la un moment dat, din diverse motive, nu mai poți să plătești salariile în companie, tot ce ai construit până atunci, na, cu viziunea, cu valori, cu mod de lucru, cu nu știu ce, nu mai valorează nimic dacă oamenii nu pot să-și plătească grădinița copiilor, na, în luna respectivă. Și e o singură persoană la care se uite, na, să vadă ce s-a întâmplat în luna respectivă. Și nu poți zici, mă, contabil n-a făcut nu știu ce copeu sau alte justificări de genul ăsta. Na, și în afara companiei, și aici peste 50% din timpul meu e petrecut în afara companiei. Da? E sarcina asta de reprezentare a ce facem noi aici, de căutarea de oportunități, generare de lead-uri, plus sunt foarte pasionat de dezvoltarea personală, merg foarte mult la școală, călătoresc foarte mult, mă întâlnesc cu oameni, sunt implicat într-o grămadă de organizații, am început să fiu activ în alte board-uri, în alte companii și în alte organizații. Deci, și asta recomand oricui, să mai vadă alte industrii, alte moduri de a pune problema. Și eu cred foarte mult în învățarea programată.
Adică nu e suficient doar că, ok, da, citesc în fiecare zi. Nu, vreau și mă scriu tot timpul, cu un an, fac cu 2 ani înainte la tot felul de cursuri. Da, sau particip la conferințe, sau predau, dacă e nevoie, undeva, sau vorbesc în public, sau am câte o intervenție undeva. De ce? Pentru că știu că în momentul în care va veni cursul respectiv, va trebui să mă pregătesc pentru asta. Da, și de asta caut școli peste tot prin lume și cred că o să fac asta tot restul vieții. Sună foarte bine și acum aș vrea să facem puțin trecerea înspre oameni și vreau să ne zici puțin din perspectiva politicii voastre. Ai zis că unul din cele mai importante roluri ale unui CEO e partea de HR și din nou atipic pentru piață. Voi nu aveți departament de HR și aici ok, partea de payroll și administrativ e externalizată, dar nu aveți un departament de HR, ceea ce din nou e atipic pentru că sunteți o companie mare, aveți câteva sute de angajați și totuși nu există partea asta. Povestește-ne un pic ce faceți în zona asta de people management și de... E o chestie foarte simplă și culmea că majoritatea oamenilor cred că o să fie de acord cu ce o să spun acum. Eu cred că rolul unui director de resurse umane este un rol fundamental al oricărui lider sau manager de echipă. Da? Până la urmă, cine o să ia deciziile legate de echipa respectivă? Cine ar trebui să ia deciziile? Da? Trebuie să fie... Gândește ce se întâmplă în majoritatea companiilor. E o nebunie. Da? Conduce o echipă și la un moment dat îți pleacă un om. Da? Ce faci? Te duci, îți dai un frumos un e-mail la HR, da, am nevoie de un om pe poziția asta. Și HR-ul ăla se apucă, dă anunțuri, recrutează, interviu 1, interviu 2 și tu primești o listă de 3 oameni și între care, cu inputul HR-ului, să alegi unul. Doesn't make sense for me. Nu văd de ce. Adică rolul, ok, da, să-ți dea anunțul că ai procese centralizate și nu știu ce, dar interviurile cu oameni, selecția, ar trebui să fie la nivel de echipă, nici măcar al managerului, aceea trebuie să fie un efort comun, da, în care selectezi cine o să stea cu tine 8, 9, 10 ore în fiecare zi, următorii ani de zile. E un lucru foarte important. Da? Și de asta atunci, dacă reușești să transferi responsabilitatea, autonomia, da, și pe recrutare și pe inducție, deci parte perioada inițială, și pe formarea continuă și pe plan de carieră la manager, da, atunci de ce mai e nevoie de un întreg departament de resurse umane? Culmea că au început să apară oameni în acest departament care nu există, avem un departament de training, da? Acum care are 2 oameni și s-ar putea să mai aibă încă unul în curând, pentru că e unul din lucrurile foarte importante pentru dezvoltarea fiecărui coleg de-a nostru și pentru dezvoltarea companiei. Și atunci am început să ne dăm seama că e important să avem oameni care să centralizeze toate informațiile și să urmărească că se întâmplă lucrurile pe training în companie. Da, pentru că dacă tu ești un angajat, ești din Oradea, dacă echipa noastră din Oradea, nu știu, au identificat niște nevoie de training, e greu pentru ei să caute, nu știu, în Oradea trainer. Pe când dacă apelează la colegii noștri la training, ei au acces la ce se întâmplă la nivel național sau poate și ceva trainer din afara României și atunci poți ofere acces, informații către colegii noștri ca să adreseze exact problema sau oportunitatea pe care o au acolo. Și ce faceți pentru angajații voștri să fie atât de fericiți și cu un nivel de angajament așa de ridicat? Fericirea, noi nu țintim fericirea angajaților. Asta nu e un obiectiv, ci țintim dezvoltarea personală. Okay. Da? Și plus dacă citești n-ai ce filozofie, dar mai degrabă psihologie. Da? Dacă îți pui orice fel de obiectiv, nu știu, o dietă, vrei să te sui pe munte, vrei să alergi 10 km și așa mai departe. Și dacă tu îți condiționezi fericirea ta de atingerea obiectivului, asta e o rețetă a nefericirii. Exact. Da? Dacă tu urmărești doar scopul, da, scopul final, vei fi într-adevăr foarte fericit când îl vei atinge. Da, e va dura puțin. Da? Atunci ești acolo, și după aia ok. Și acum? Nu. Și atunci focus, ce zic psihologic, ce mai apare și în filozofie, este concentrezi pe călătorie, da? Nu pe destinație. Aș putea să zic, noi ne concentrăm nu pe fericirea colegilor, ci ne concentrăm pe ce fac în fiecare zi. Da? Și pe faptul ăsta că se dezvoltă. Și dacă te uiți, satisfacția la locul de muncă, da? E determinată, unul din factorii foarte importanți, e determinată de evoluție și, doi, de succes. Dacă echipa are succes și dacă ai contribuit și tu, ești parte dintr-o echipă și ai contribuit și tu la succesul echipei, e un factor motivațional extrem de important.
Da? Și cumva atunci noi ce încercăm să facem, încercăm o dată să creăm echipele respective, da? Și să îi cointeresăm în succes. Da? Odată, adică merg lucrurile bine, sunt profitabili, continuăm să ne dezvoltăm, continuăm să creștem. Pentru că la noi lucrurile se potențează unul pe altul. Dacă noi reușim să creștem în continuare pe leasing operațional, atunci avem nevoie din ce în ce multe servicii conexe, de, nu știu, tractări. Avem o companie care în momentul de față credem că e cea mai mare din România, pe tractări auto. Avem nevoie de închirieri de mașini, avem nevoie de servicii de fleet management, că avem un departament destul de mare acolo și din ce în ce mai probleme, din ce în ce mai interesante și mai motivante, să zic, acolo. Da, și atunci, și asta e unul. Și doi, focusul ăsta pe care nu ne-am oprit niciodată în dezvoltare personală. Și punem o întrebare foarte simplă la evaluare, dacă vorbim cu fiecare coleg. Când toți colegii noștri trec într-un proces de evaluare, la fiecare 6 luni e o discuție care durează cam 4 ore. Da? Și pe lângă, după ce trecem pe indicatorii de performanță, ce-i de făcut acolo în fiecare zi, ce s-a întâmplat și ce-ți propui mai departe, ei, cea mai mare parte a discuției pornește de la o întrebare extrem de simplă. Cum vei deveni o persoană mai bună în următoarele 6 luni? Da? Și ne uităm acolo pe acel numit în engleză soft skills, da? Deci pe acele abilități pe care ți le poți dezvolta prin. Și noi vorbim tot timpul de patru modalități în care poți să devii mai bun. Una, prin citit, și deja mulți ne știu că suntem aia care toți colegii să citească o carte pe lună. Doi, training. Avem un target de 50 de ore de training pe angajat. Anul, nu vorbesc de 2020, că a fost un an total atipic, am avut foarte mult training online și a fost foarte sus mediile, dar în 2019 am avut 68 de ore media pe companie, pe angajat, de ore de training. Trei, oferim tuturor colegilor, cei care vor acces la mentor sau la coach, da? Și care poate să fie și, avem și contract și plătiți, dar și încurajăm să apeleze ei la persoane pe care le respectă din business sau prieten sau din cercul lor, na, și să stabilească o relație de genul ăsta și le oferim așa un fel de framework. Indiferent de nivelul omului în companie. Nu contează. Oricine simt de care are nevoie de așa ceva are acces la training sau la, că se poți zici cum vrei, la mentor, la ce, ce vrei tu. Important pentru noi să se întâlnească periodic. Da, și să discute de obiectivele lui. Și rolul mentorului sau coachului este să-și noteze, să asculte atent, activ, ce se întâmplă și după aia la următoarea întâlnire se întrebe, măi, uite, mi-ai spus de asta, ce s-a întâmplat? Atât. Asta e, dacă se întâmplă asta, eu sunt super happy și nu trebuie nimic mai evoluat de atât în procesul de mentorat sau de coaching. Bineînțeles că se întâmplă mai multe lucruri, dar asta e baza bazei în opinia noastră. Și asta vrem să le spunem colegilor. Și patru, doar ca să termin, sunt aceste grupuri. Noi le numim intern mastermind, da, în care aici se întâmplă cel mai puțin, în Outrun sunt foarte puține grupuri de genul ăsta, ne-am dorit și toată lumea implicată, dar nu e așa de simplu. Am vrea ca să întâlnească periodic colegii cu alți oameni din afara companiei, da, în care discută subiecte care sunt importante pentru ei. Dar aici trebuie inițiativă, da, trebuie să cauți oameni, trebuie să stabilești agenda și așa mai departe și e un pic mai complicat. Dar asta mi se pare printre cele mai înalte forme de învățare. Sunt implicat și eu și Dan, pentru că 7-8 ani suntem fiecare într-un grupul lui de tip mastermind și una din experiențele la care, nu știu, aștept cel mai mare interes și plăcere din tot ce fac. Dacă vrei să ai și tu parte de un astfel de grup, te încurajez să intri pe actionmind.ro. Acolo vei vedea cum poți să faci chiar tu parte dintr-o comunitate, dintr-un grup cu alți antreprenori și manageri, alături de care să îți duci afacerea la următorul nivel. Te încurajez să intri pe actionmind.ro și să vezi acolo cum te poate ajuta un astfel de grup. Adineauri, atingeai puțin subiectul și aș vrea acum să intrăm în el. Pe partea de sales și spuneam că sunteți foarte atipici, ați făcut un shift, aș zice eu, la 180 de grade, adică ați hotărât să dați salarii mai mari și să nu condiționați venitul omului de atingerea unor indicatori. Ok, există o parte componentă. Dacă compania își atinge obiectivele la final de an, există o parte de bonus, dar oamenii de sales nu sunt condiționați să-și câștige banii de niște targete. Cum ați gândit partea asta? Da, a pornit de la observație pe care tot aveam discuția asta cu Dan. Mi se părea că departamentul de vânzări la vremea respectivă, asta e tot așa, era cu 6-7 ani,
Era singurul departament în autonom care nu, mi se pare că nu împărtășește valorile cu tot restul companiei. Dar era alt mod de lucru, alt mod de a pune problema, altfel de conversații, gen la sfârșit de lună, uite, am emis factura, dar nu m-am încasat încă banii, pot să-i pun ca și cum, nu știu, s-ar fi încasat, că sigur plătește. Mi-a zis, promis el, ca să-mi ating nu știu ce target, că noi la început când am stabilit modul de funcționare a echipei de vânzări, mă prea la consultanți. Și mi-a explicat, am făcut un proces de ăsta, cu praguri, cu procente, cu acceleratoare, tot fel de nebuni de genul ăsta. Și nu funcționa, adică aveam rezultate. Deci nu mă înțelegeți greșit. It works, procesul clasic de reward pe vânzări. Dar nu eram happy de cum se întâmplă lucrurile în autonom. Mi se pare că nu e potrivit pentru noi. Și atunci tot am vorbit, vreo 2 ani am vorbit despre asta cu Dan și m-am agreat împreună, hai să încercăm ceva total atipic și dacă nu funcționează să ne întoarcem înapoi. Adică asta nu, aveam un backup plan. Ei, și că ce a fost lucrul atipic așa cum l-am gândit noi, am zis să nu mai condiționăm plata de rezultat, da? Ci să o condiționăm într-un fel de efort. Da? Și de fapt okay. Nu e condiționată. Ăștia sunt indicatorii pe care urmărim acum. Da? Deci, ok, avem rapoartele de vânzări de acolo, dar în schimb, lucrurile care sunt importante și de care discută în ședința săptămânală de vânzări, discută de efort și de modul, de calitatea actului de vânzări. Da? Asta sunt mult mai importante. Și aici vreau să explic un pic de ce. Pentru că dacă tu pornești de la o axiomă, da? Pentru mine e axiomă, și asta cred că e valabil pentru majoritatea antreprenorilor sau celor care lucrează în companii, dacă ceea ce faceți voi, asta e axioma, aduce valoare clienților voștri. Da? Pentru că în mod normal, dacă n-ar aduce valoare, da? Atunci n-ar mai exista compania. Sau există pentru o perioadă scurtă de timp. Da? Și atunci pentru mine asta e axioma. Deci pornesc, ca să vă spun care e ipoteza mea. Da? Și atunci dacă pornesc de la ideea că eu ce fac aduce valoare, da? Atunci ce mai rămâne ca de la adus valoare se transforme și în rezultat? Nu este doar efort. Da? Și atunci de ce să mă concentrez doar pe rezultat? Și de ce să mă concentrez pe efort și pe calitatea efortului respectiv? Pentru că rezultatul, dacă fac asta, va veni oricum. Da. Din nou, nu e ceva să sugerez și spune-mi atunci care sunt riscurile unui sistem de genul ăsta. Și ca să detaliez, colegii noștri, deci au salarii fixe și au o participare la profitul companiei. Atenție, deci nu e un reward pentru efort individual, ci pentru efortul echipei. Da, și asta recomand oricui. Dar spuneam că de ce s-ar putea să nu funcționeze pentru toată lumea și care sunt riscurile. Un risc foarte mare este să nu poți atrage oamenii excepționali de vânzări. Da, acei superstar. Okay. Pur și simplu, nu o să vină într-un efort, într-un mod de funcționare de genul ăsta. Pentru că un superstar de obicei e de, nu știu, 5-10 ori mai productiv decât un om mediu din echipă, ca rezultate vorbesc. Și atunci el va veni într-o echipă, va zice, ok, vin, asta pot să aduc, uite, ăsta e track record-ul meu, uite, îmi place ce văd aici, dar vreau să fiu compensat, vreau ca pe baza rezultatelor. Și 9 din 10 directori de vânzări zice, da, exact, oameni de genul ăsta îmi doresc, da? Oameni care să își facă treaba lor, dar să aducă rezultate și să-i plătim pe baza rezultatelor. Ei, într-un sistem în care toți au salarii fixe, nu prea merge să aduce superstaruri și partea interesantă e că noi nu ne dorim să atragem oameni care, nu știu, cu mult peste care rezultate față de toți ceilalți. Da, pentru că intervin tot felul de discuții care nu sunt productive în echipe. Dacă ai pe cineva care e cu mult peste care rezultate față de toți ceilalți, trebuie să mă costă. Fie coaliții, discuții și așa mai departe. Noi ce ne dorim, că oamenii să lucreze împreună. Și ce s-a întâmplat a fost unul din cele mai interesante lucruri. După ce am introdus nou sistem, oamenii au început să meargă câte doi la întâlniri. Da? Oamenii au început să ceară expertiza. Noi acum avem mai mulți clienți în domeniul medical. Da? Și când nu știu, ne mai întâlnim cu altcineva din industria cu un client, imediat colegul nostru care a fost la întâlnire știe exact pe cine să sune și să întrebe lucruri specifice acestei industrii și de cele mai multe oferte ia-mă și pe mine la următoarea întâlnire. Da? Chiar dacă zero interes, adică nu apare niciun raport în CRM pe el, decât poate, ok, că am participat la întâlnirea respectivă, dar nu e nimic din, nu știu, cifre, flow, funnel și așa mai departe acolo. Da? Și atunci, de asta zic că e, o dată, riscul numărul unu e că nu poți e foarte greu să atragi superstaruri în departament de vânzări și doi, nu e potrivit pentru toate culturile organizaționale. Adică sunt multe companii în care contează foarte mult că oamenii de sales să fie foarte, nu știu, agresivi, să fie acolo, să fie la client. Nu e stilul nostru.
Da? Noi suntem pe o vânzare consultativă, abordarea noastră pe termen foarte lung. Da? Avem un client, un viitor client în Timișoara, cred că 10 ani ne întâlnim cu el. Și nu, nu lucrăm cu el, n-am lucrat niciodată, dar eu știu sigur că vom lucra cu el. Pentru că exact stilul de client care are nevoie de serviciile noastre. Da? Nu suntem descurajați. Avem programat în fiecare întâlnire anuală de review, nu știu ce, o companie mare, câteva mii de angajați, la un moment dat vor lucra cu noi. Da? Dar așteptăm cu interes momentul. Și atunci avem planul în fiecare comunitate unde suntem. Avem 46 de puncte de lucru în toată țara. Da? Știm care sunt clienții pe care ne-i dorim, facem efortul necesar, ținem aproape, avem tot felul de evenimente în care îi implicăm pe, atât pe clienți cât și pe prospect, pe cei din mediu de business pe plan local, încât lucrurile se întâmplă sau se vor întâmpla. Marius, vreau totuși să știu ce faceți cu oamenii care nu se aliniază la viziunea voastră. Ok, sunt ferm convins că procesul de recrutare e foarte atent gândit și din prima vă gândiți să atrageți oameni valoroși care merg pe valorile voastre. Dar să presupunem că de la un punct unii oameni nu se mai aliniază la... sau nu reușesc să se încadreze în stilul vostru de muncă. Ok, faceți eforturi să-l ajutați, dar ce se întâmplă cu omul respectiv? Cum procedați? Da, sunt câteva etape în evoluția fiecărui coleg de-al nostru și prima etapă, și acolo pleacă cei mai mulți oameni, în primele 3 luni de la, okay, de la angajare. Da, pentru că noi avem un brand de angajator și care e legat mult cu dezvoltarea personală, cu ce am vorbit până acum, cu învățarea. Și atunci mulți din cei care vin în autonom își închipuie așa că e un fel de club de lectură în care dezbatem idei și așa mai departe. Dar e foarte mult de muncă. Da? Gândiți-vă, noi în fiecare lună avem undeva între 15 și 20 de mii de predări și preluări de mașini. Asta nu, din păcate nu putem să folosim UiPath, ceva roboțel software, ca să livreze mașini. Nu încă. Mai încolo. Și atunci da, e de treabă. Și atunci mulți se dau seama că un poziția și mulți, adică vorbesc de peste 40% din colegii noștri, pleacă în primele 3 luni. Da? Pentru că își dau seama că nu e locul potrivit pentru ei. Și ceea ce e, it's ok. Adică eu încurajez la maxim stilul ăsta. Adică vii, încerci, cum e așa, aceeași filozofie și cam business, cu proiectele pilot. Vii, vezi că nu e potrivit pentru tine, nu problem, sigur, în altă parte există un job care e potrivit pentru abilitățile, pentru cunoștințele tale și unde să fii mai engaged, să zic așa, mai implicat. Și cu cei care rămân, aici e altă discuție, intră în procesul ăsta normal de inducție și apoi încep să lucreze și pe urmă și urmează planul de carieră. O parte dintre ei descoperă la un moment dat că nu mai au unde să crească. Da? Noi încercăm cât putem să creștem compania, să apară noi companii în grup și încercăm să încurajăm mobilitatea atât între departamente. Și avem mulți clienți care au lucrat într-un departament și apoi și-au continuat cariera în altul, încercăm să se mute și în alte companii, dar câteodată nu e posibil asta. Și atunci e firesc, normal, și aleg să se ducă în altă parte să-și continue cariera. Și e ok. Noi suntem ok cu asta și încurajăm pe fiecare să-și urmeze visurile. Și eu cel mai fericit sunt când cineva pleacă de la noi și pornește un business. Da? Oricare din colegii noștri. Și avem o grămadă, avem o comunitate de autonom alumni, da? De oameni care au fost prin autonom și se duc. De ce? Pentru că toate procesele astea prin care trecem, pe care le setăm și prin care trecem aici pe plan local, ele nu sunt doar pentru companie, sunt pentru fiecare dintre colegii noștri și ei pleacă mai departe cu asta mai departe. E ceva ce nu poate să ia nimeni, învățarea. Pentru că de multe ori avem colegi care zic, da, ce-mi trebuie mie cărți, astea, e un chine, nu știu. Dar asta e pentru tine, în primul rând. Dacă poate va avea și un impact în locul de muncă, asta e o consecință. Dar primul lucru, atul principal, este faptul că vei rămâne tu cu ceva de aici. E și modul ăsta de lucru, pentru cei, special ca 2 ani, dacă lucrezi în autonom, începi să înțelegi de ce facem lucrurile așa, e propagat mai departe la următoarele companii unde se duc colegii noștri. Și de asta colegii noștri un pic mai experimentați sunt bine văzuți pe piața muncii, care asta ne va crea ceva probleme viitor, că va fi din ce în ce mai complicat să-i ținem. Dar sunt platformele astea, adică și să încurajez pe oricine, gen Glassdoor, în România, e o companie unde lucrăm, în care îți dau review-uri despre companii și destul de mulți care au scris de noi și nu sunt toate pozitive.
Da? Deci dacă cineva vrea să-și facă o imagine de cum e nefiltrat, și știu că tu ai avut un proiect în lucrarea de dizertație și ai avut ocazia să interacționezi cu mulți dintre colegii noștri, exact, direct, nu prin departamentul de PR sau marketing. Și te-ai putut să faci o idee cam cum pun problema colegii noștri. Și e foarte simplu pentru oricine, doar intrați într-o agenție, că nu e departe de orice punct din țară. Mergi și vorbiți cu oamenii. Oamenii genul sunt foarte prietenoși. Sunt și clientul autonom și pot să confirm ceea ce spui. Am avut parte de servicii și am interacționat cu foarte mulți oameni, deci inclusiv de la București, așa că ceea ce spui tu confirmă, iar în studiile pe care le-am făcut eu intern, chestionarele aplicate, rezultatele m-au surprins într-un mod plăcut, pentru că știi ce se întâmplă de obicei? Există o politică, cum zici tu, de PR, de HR, în care vorbim despre niște lucruri și e foarte frumos, dar când te duci înăuntru acelei companii și începi să sapi puțin, există o discrepanță. În schimb, la voi lucrurile merg mână în mână și cred că aici e cheia în construcția acelei culturi organizaționale de care vorbeai. Marius, mi-aș dori să vorbim, cred că două zile în șir, dar ne apropiem de final și n-aș vrea să excludem de pe lista noastră de discuție partea de învățare, pentru că așa cum ne-ai spus deja, ești un avid în ale învățării și investești foarte mult în asta. Spune-ne puțin cum și de unde înveți tu și apoi poate ne și faci niște recomandări. Cum să nu? Odată, ceva ce e public și e foarte ușor de accesat, dacă intrați pe autonom.ro sau .com, la Autonom Group, o să găsiți acolo cărți recomandate. Da? Și o listă lungă de cărți. Alea sunt cărțile pe care toți colegii noștri, da, le citesc la început, când intră în autonom. Și după, cred că acolo cresc pentru 2 ani, după încep să se uită pe cărți care sunt împreună cu managerilor, cu colegilor, stabilesc alte cărți mai potrivite sau poate mai specializate față de ce-și doresc ei să citească mai departe, unde niște abilități pe care poate vor să și le dezvolte. Deci asta e o primă resursă foarte, foarte simplă. Și acolo sunt cărți pe care tot le-am citit mulți din autonom și le recomandăm. Sunt cărți faine, cu povești interesante. Asta e o direcție și aici nu pot să o recomand suficient de mult partea de citit. Da, partea de training. Training aici depinde foarte mult de fiecare în parte. Da, e o industrie care a fost puternic afectată anul trecut și atunci ce mă aștept ca în următorii ani să, din nou, să fie pe val și să fie crescut, că vor fi foarte multe oportunități. Și mai ales acum că absolut orice companie de training din lume a făcut trecerea către online, da, acum e foarte simplu să găsești oameni super buni în domeniul lor și să înscrii pentru câteva zeci sau câteva sute de dolari sau de euro la un curs de câteva sesiuni sau câteva luni, poate, cu cei mai buni oameni din lume în domeniul respectiv. Da? Și sunt platformele astea care unele sunt gratuite, cum Coursera sau aproape gratuite, Masterclass, chiar e senzațional, m-am uitat, am trecut mai multe cursuri de acolo. Sunt multe oportunități. După aia nu e de neglijat partea de articole. Da? Un abonament la Medium, noi avem abonament și îl împărtășim cu toată lumea la aproape toate publicațiile de business din lume. Astea care sunt mai relevante, la Harvard Business Review, la New York Times, Bloomberg, Wall Street Journal, The Economist, toate. Da? Și atunci avem o anumită rutină în care trec și caut care sunt lucruri interesante pentru mine în toate astea. Ce-s destul de mult în zona de articole. După aia urmăresc așa numiți, în engleză spune curators, da? Acești agregatori de informații. Sunt oameni care asta fac, le place foarte mult să citească și să împărtășească link-urile interesante. Și am abonat foarte multe newsletter, deci asta, care recomandă unele sunt zilnice, celelalte săptămânale, care recomandă articole, resurse, cărți și așa mai departe. Și sunt destul de multe și în România, dar majoritatea pe care le urmăresc sunt în engleză. Așa, și apoi mă uit după cursuri ținută de universități, da? Și printr-o comunitate în care fac parte prin YPO. Sunt programe făcute special pentru comunitatea asta, dar asta e o chestie destul de specializată. Dar
majoritatea universităților mari au cursuri open, da? Cursuri deschise pentru oricine. Da, trebuie să aplici, trebuie să scrii un eseu, te califici, dar după aia poți să practici în funcție de interesul fiecăruia. Da? Fiecare universitate e altfel și oferă altfel de valoare pentru studenții care se duc acolo. Da? Și după aia, cel mai important lucru pentru mine e în continuare cititul. Da? Adică și am un stil de a genera recomandări de cărți, pe lângă că sunt abonat la tot felul de newsletter în care sunt pe recomandări de cărți, am destul de mulți prieteni pe Goodreads și mă uit să văd ce mai citesc ei, poate e ceva interesant pe acolo. Dar un lucru interesant pe care îl fac, când mi-a plăcut mult o carte, intru pe Amazon și citesc review-urile negative, da? Despre cartea aia. De okay. ce? Pentru că acolo zice, da, asta mai zice câte ceva interesant în cartea asta, dar dacă vreți să știți cu adevărat cine are adevărul absolut în domeniul ăsta, uite, asta e cartea. Okay. Și atunci am recomandări bune de oameni care, na, poate au simțit că e altceva mai bun, mai interesant, sau un alt punct de vedere de acolo. Și eu iau multe recomandări din comentariile negative de pe Amazon. Hey, și aici depinde de rutina fiecăruia. Na? Eu aloc destul de multe ore pe zi cititului. Da, aici fiecare știe cum... Cum reușești să faci asta? Adică în momentul în care am văzut că în 2020 ai citit peste 85 de cărți, pentru că 85 le-ai citit pe Kindle, da? Restul le-ai zis că ai citit și fizic, mi se pare de-a dreptul impresionant, pentru că ești implicat și în business. Cum gestionezi partea asta? O să-ți răspund cu ce am văzut un interviu cu Steven Van Groningen, care e CEO-ul la Raiffeisen Bank, e și Ironman triatlonist, implicat în o grămadă de-astea de organizații sociale, are și familie, de tot, face foarte multe lucruri și citește. Și l-a întrebat un reporter, doamne, cum faceți atâtea lucruri? Și uite, și era și în Asociația Română a Băncilor, și aia. Și la care este așa simpatic s-a uitat la el și a zis, nu vă supărați, dumneavoastră aveți televizor acasă? Ăsta fiind reporter la TV, cea mai stupidă întrebare din lume. Cum să nu? Bineînțeles că am. Eu nu am. Ei, cumva, parafrazând, deci așa am renunțat din 2007. Deci am 13 ani care nu mai am televizor sau abonament la cap acasă. Deci nu mai uit la televizor, mă uit la seriale și la filme, dar când vreau eu și fără reclame. Și mi-am creat rutină, mă trezesc dimineață și atunci am o oră, două dimineață înainte să trezească Elena și Eva. Și mai citesc seara și după aceea citind pe Kindle și citesc de pe telefon în general, oricând am un moment liber, adică sunt între întâlniri, nu știu ce, adică pe mine des mă văd colegii cu telefonul în mână, relaxat, cu un par de ceai sau un par de cafea citind. Da? Și atunci îmi umplu, adică momentele în care nu am așa și plus mai îmi creez anume în calendar, îmi creez momente în care nu-mi pun întâlniri sau discuții, nu știu ce, ok, le las ori dacă mai apare ceva, ori pentru momente de genul ăsta în care îți mai citesc. Deci îmi creez timpul. Și faptul că am reușit să ies din day-to-day, chiar dacă noi în momentul de față suntem implicați în vreo 20 de companii și eu și Dan, deținem ori integral, ori suntem investitori minoritari, sunt multe lucruri care se întâmplă în tot felul de direcții și dacă aș vrea, aș putea să mă umplu ziua instant. Adică să fiu numai în meeting-uri, în Excel-uri, în comentarii, nu știu ce. Dar nu. Am descoperit că tocmai când nu pasă înapoi și doar fiind foarte atent pe partea de recrutare și să-mi aleg partenerii în business, oameni care poate să funcționeze autonom mai departe, atunci și viața lor e mai simplă și viața mea. Exact. Și atunci toată lumea are de câștigat în zona asta. Câte vreme ai sisteme? De asta n-am vorbit, dar poate într-un podcast în sezonul 4 sau 5. Vrei, putem să vorbim de sisteme, că e din nou. Noi am vorbit acum de principii, am vorbit de valori, am vorbit de anumite lucruri și practici pe care le facem, dar sistemele din business, de fapt, îți, pe lângă, asta îți aduc succes. Asta două trebuie să fie la un loc. Nu poți fi doar, degeaba poți fi cel mai mare poet și vorbitor senzațional, dacă nu ai sistemele din business care să te ducă în direcția și să fie aliniate cu declarațiile și cu modul tău de a fi, mai complicat să mergi de treaba. Marius, am zis că ne apropiem de final, dar mi-am amintit acum de un interviu pe care l-am ascultat, în care erai tu și Dan la Andreea Roșca și cred că e un aspect foarte important pentru perioada asta și Dan spunea acolo că voi v-ați pregătit acum 3 ani de zile pentru ceva ce urma să vină, n-ați avut informații confidențiale despre coronavirus, dar
cumva ați anticipat că va veni ceva, o criză, o situație dificilă. Și cred că ar fi foarte util pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă să ne spui puțin cum ați gândit asta și cu asta vom încheia discuția noastră. E un lucru foarte simplu și oricine care a studiat orice la economie, adică știi cum zice în engleză, economy 101, adică primul curs de bază de economie, de macroeconomie sau de economie de bază, să vezi că există teoria asta a ciclurilor economice, da? Care eu până la urmă a devenit axiom, adică nu, orice crește și scade. Aseară unul din invitați la programul ăsta pe care trec a fost CEO de la Goldman Sachs global. Și a zis că el e de 45 de ani în domeniul financiar și el n-a văzut vreo curbă care să fie doar așa și să nu fie și așa. Da? Adică, pentru că el la ce se referea, că acum suntem într-o perioadă în care piețele tot cresc de ceva vreme și s-ar putea să mai continue să crească. Deci spune că va veni o perioadă și de scădere. Da. Ei, la fel ne-am dat seama și noi, uitându-ne pe cicluri economice, pe teoriul, analizând așa un pic în mare, nu doar business-ul nostru, dar și piața, am zis... Măi, va veni o perioadă grea. Adică n-are cum să țină. Nu există așa ceva. Niciodată în istoria omenirii n-au fost numai perioade de creștere, nu-ți mai termine. Dar și la un moment dat va veni. Atunci am început să ne gândim, ok, cât de pregătiți suntem pentru o perioadă mai grea. Da? Și dacă va veni. Și am avut un fel de scenarii. Dar scenariile noastre, spun sincer, erau legate de cursuri valutare, de inflație, pe asta, nu de situații medicale. Da, și atunci, cumva răspunsul la care am ajuns, și aici s-ar putea să fie interesant pentru cei care ne ascultă, cea mai bună metodă de a ne pregăti pe lângă modul cum reacționăm și asta aveam deja construită partea de adaptabilitate și flexibilitate, că să ne putem restrânge sau extinde în caz de ceva. Dar cel mai important lucru, am zis, trebuie să avem cash sau acces la cash. Da? Pentru că noi știm că ne vom putea adapta la ce va veni, dar vom ajunge să mai avem timp să ne adaptăm? Da? Și pentru asta îți dă cash-ul. Da? Îți dă câteva luni sau poate câțiva ani. A fost în cazul nostru, care ne-a prins un moment foarte bun, din punctul ăsta de vedere. Îți dă libertate. Da? Să poți să iei măsurile care trebuie și să ai abordarea asta pe termen mediu sau lung. Da? Pentru că ce-aș vrea să n-ajungem noi și să n-ajungă nimeni, să iei decizii forțate de supraviețuire, da, pe termen scurt. Da, pentru că încetă să iei decizii de afară, foarte mulți oameni, trebuie să duci costul, să nu-ți respecti angajamente și mai departe, ceea ce nu am dorit să facem asta vreodată. Super, e un mod bun de a încheia. Dacă ai o ultimă idee pe cu care ai vrea să-i lăsăm pe cei care ne ascultă sau ne urmăresc, da, ideea, sunt multe, sunt pasionat de stoici, da, de gândirea stoică și i-am descoperit relativ întâmplător prin citit și tot în ultimii ani tot apar din ce în ce mai multe lucruri și am descoperit că e apropiat așa de stilul meu de a pune problema. Și eu ce aș curaja pe fiecare dintre cei care ascultă să-și caute simplitatea. Da, în ce fac și cum ajungi la simplitate. Adică să te concentrezi pe câteva lucruri care sunt importante pentru tine și ca să poți ajungi la ele și cu adevărat să te bucuri, că nu doar că ți se întâmplă, le trăiești, dar și ajuți pe alții să se dezvolte în direcția asta, trebuie să spui nu la foarte multe lucruri. Și am văzut că pentru foarte mulți, inclusiv colegi de-ai mei și prieteni, le e foarte greu să spună nu, da? Și atunci asta ar fi un mesaj. Gândiți-vă cât de greu e să spuneți nu. Și dacă răspunsul e că e greu, atunci încercați să lucrați un pic la asta, că o să vedeți cât de mari schimbări vor fi în viața voastră în momentul în care veți spune nu mai des decât o faceți acum. Super, Marius, îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat să avem discuția asta. A fost extraordinar, foarte multe informații valoroase și exact așa cum ai spus, îmi notez pentru sezoanele următoare încă o discuție să mai atingem și alte subiecte. Îți mulțumesc foarte mult pentru timpul tău. Mulțumesc mult, Bogdan, și apreciez ceea ce faci. Mult succes în continuare. Mulțumesc. Sper că ți-a plăcut la fel de mult ca și mie acest episod și că ai luat informații valoroase pe care să le poți aplica chiar tu în activitatea ta. Dacă e așa, te încurajez să apeși subscribe, nu de alta, dar am chemat invitați foarte, foarte interesanți și în următoarele episoade și ar fi păcat să ratezi vreun episod. Dacă îți face plăcere să ne asculți sau să ne urmărești, apreciez și un review pe orice tool asculți tu acest podcast sau pe YouTube dacă îl urmărești în format video. Iar până la episodul următor, te încurajez să investești în tine și în relațiile cu cei din jurul tău.